Ne aflăm la lansarea unei expoziții dedicată lumii nanomaterialelor, o expoziție pe care împreună cu colectivul de cadre didactice, cercetători, profesori și aș putea spune acum și elevi, am dezvoltat-o, am creat-o, am pus-o în operă în cadrul proiectului european Irezistible. E un proiect de cercetare finanțat prin programul cadrul 7 al Uniunii Europene și la care participă 14 parteneri din spațiul european. Această expoziție, practic, vine după un an de eforturi în care noi am încercat să promovăm activități specifice dedicate, dacă vreți, cercetării și inovării responsabile și promovării acestea într-o serie de aspecte educative ce privesc activitățile formale și non-formale pe care le-am propus în cadrul acestui proiect. Unitățile pe care le-am dezvoltat au fost în număr de 10, 4 au fost dedicate activităților educaționale formale, iar celelalte 6 non-formale. Ceea ce vedeți aici este rezultatul muncii, în special în a doua parte a anului trecut și în prima parte a acestui an, realizate de către participanții la acest proiect și de către elevii cadrelor didactice care au fost, dacă vreți, sprijinul nostru în realizarea atât a unităților de învățare cât și a produselor expoziționale. Expoziția are 3 secțiuni. O secțiune este dedicată istoricului, dacă vreți, celulelor solare și, bineînțeles, prezenții nanomaterialelor în aceste celule solare. O secțiune dedicată aplicațiilor în care întâlnim celule solare și o a treia secțiune realizată evidentemente de elevi aplicațiilor nanomaterialelor în viața de zi cu zi.